Ziua 232. Când te deplasezi în interiorul tău, oamenii care au intrat în ei înșiși înaintea ta nu pot lăsa urme pentru tine. Este imposibil, căci teritoriul interior al fiecăruia este foarte diferit. Urmele lui Buddha nu te vor ajuta, iar dacă urmezi pașii lui Buddha literalmente, nu te vei regăsi. Harta lui Isus nu te va ajuta, nu o poți urma ca atare. Nu te poate ajuta decât în mod indirect. Te poate face conștient de anumite lucruri din interior, dar într-un sens foarte vag, îți poate da încredere. Da, este o lume în interior. Nu există nici o îndoială. Pentru că nu se poate ca atâția oameni să mintă. Buddha, Isus, Zarathustra, Lao Tzu, Mahavira, Krishna, Mahomed, asemenea oameni frumoși nu au cum să mintă, nu au cum să facă parte dintr-o conspirație, nu? Nu au existat niciodată la oaltă. Au trăit în epoci diferite, în țări diferite și cu toate acestea vorbesc cu toții aproape același limbaj. Nu poți urma cu exactitate pașii lui Buddha, pentru că teritoriul lui interior este diferit. Fiecare individ este unic, atât de unic încât trebuie să te descoperi pe tine însuți de unul singur. Prin urmare, este nevoie de un imens curaj. Aceasta este cea mai mare aventură din viață și cine pornește în aventura asta este binecuvântat.